O tânără de 27 de ani din județul Botoșani, care a fost diagnosticată cu coronavirus, a fost transferată ieri la clinica de boli infecțioase din Iași. Femeia suferea de diabet și a intrat sâmbătă în comă diabetică, iar când au testat-o, medicii au confirmat existența virusului COVID-19. Problema este că tânăra ar fi intrat în contact cu mai multe cadre medicale după ce aproape trei zile a fost purtată prin secțiile spitalului. Temera cea mai mare acum este că la Botoșani să nu se repete cazul de la Spitalul din Suceava. Cazul pacientei din Botoșana a declanșat un adevărat scandal în sistemul sanitar după ce femeia a fost plimbată între mai multe spitale și mai multe secții de spital. Ea a fost preluată de o ambulanță de terapie intensivă SMURD de la Spitalul Municipal Dorohoi și transportată la unitatea de primiri urgențe a Spitalului Județean Mavromati. De aici, pacienta a fost dusă la secția de boli infecțioase, unde medicii au stabilit că nu are coronavirus. Ea a revenit la Spitalul Județean de Urgență, internată pe secțiile medicale 1 și 2, după care pe secția de diabetici. Ulterior, ea a ajuns pe terapie intensivă. În tot acest timp, cadrele medicale și cele de îngrijire din spital, care nu au avut echipamente de protecție, au intrat în contact cu bolnava care avea de fapt coronavirus. Acum a fost declanșată o anchetă pentru a se stabili cine a greșit în acest caz. De altfel, toți cei care au fost considerați contacti direcți ai pacientei vor sta acasă în autoizolare următoarele 14 zile, timp în care se așteaptă și rezultatele de la probele luate marți seară de către cei de la DSP Botoșani. Printre cei aflați în izolare se află și medicul șef al UPUS Murd Botoșani, Ramona Guraliuc.